Marian Vanghelie s-a dezlănțuit în direct, Ponta l-ar fi pus pe Ghic premier, pentru ce Maior era alcoolic. Marian Vanghelie, fostul primar PSD al sectorului 5, iese din nou la ramp, subliniere îi lansează acuzații la adresa unor fost subliniere colegi de partid. Referindu-se la alegerile prezidențiale din 2014, Vanghelie a prezentat, în direct la Antena 3, un scenariu spectaculos. Potrivit lui Vanghelie, Sebastian Ghic ajunsese în 2014 să aibă aspirații politice majore. Patronul România TV se visa prim-ministru, după ce prietenul său Victor Ponta ar fi ajuns spre subliniere dinte. Mai mult, fostul primar a afirmat ce Ponta ar fi mers pe mâna lui Ghic, pentru ce George Maior, un alt nume vehiculat pentru subliniere fia guvernului, avea probleme cu alcoolul. Eu cred ce Ponta îl punea pe Ghic prim-ministru, nu pe Maior. Maior avea anumite disfuncționalități. Gusta câte unui scut de la 8 la 9 dimineața. Pe la 10 la 11 era un problem. Domnul Ponta subliniere tia disfuncționalitățile astea, a afirmat Marian Vanghelie, la Antena 3. În interviu de vineri, acordat pentru Stiri pe surse. Victor Ponta a afirmat ce a avut o discuție cu George Maior, înainte de prezidențialele din 2014, pentru funcția de prim-ministru, în subliniere eful SRI de la acel moment a refuzat.